Mă întorceam acasă, Fusese în oraș să-mi iau un Kindle, iar pe drum spre casă îmi un video de la Hamza pe care să-l ascult. În el, Hamza specificase faptul că acum nu, înseamn, nu ești în 10% din populație dacă tu mergi la sală, ci mai degrabă ești în 20-30% din populație. Dacă, te -ai, fi, dacă ai fi mers la sală de mai, mult vreme de, mai multă vreme de un an, probabil, ai fi observat că e plin de tineri. E plin de copii mai mici ca tine. E plin. Însă acum vreo 5 ani, zicea Hamza, că nu, nu, sunt, nu erau așa mulți. Erau mult mai puțini. Nu, era, nu erau decât oameni peste 20-30 de ani care voiau să intre în formă. Dar acum, odată cu Tate, odată cu toți youtuberii aceștia, influ influențării uriași, care ne pun, ne pun dorințe peste dorințele noastre adevărate, ne pun dorința de a avea mai multe gagici. Ca să faci asta, trebuie să ai un corp perfect. Bun, încă una și încă una. Trebuie să ai ferariul ăsta, trebuie să arăți așa, trebuie să vorbești așa, trebuie să și te pierzi. Te pierzi pe tine însuți. Însă nu despre asta este videoul. În orice caz, sunt oamenii mai puternici care aud acest sfat și care fac ceva. Și acei oameni care fac ceva se văd în sală. E plin de copii mici. Întâlnisem un băiat la 13 ani. 13 ani, bro! La 13 ani eu mă jucam jocuri și mă uitam la max infinit. La 13 ani. Habar n-aveam ce făceam cu viața mea la 13 ani am găsit, am descoperit filmele porno. Nu aveam nicio treabă. Omul la 13 ani știe despre faptul că filmele porno sunt dăunătoare pentru el, sala e bună pentru el și alege sala. Omul e de 100 de ori mai deștept decât mine la 13 ani. Este uimitor cât de mult a evoluat competiția. Competiția este mult mai sus acum. 20-30% deja din populația de tineri se duce la sală. Tu nu mai faci parte din top 10. Acum ca să fii top 10 trebuie să citești o carte pe săptămână. Atunci ești în top 10. Și trebuie să mergi constant la sală, fără pauze. Acum să fim serioși, o parte din ăștia care merg acum la sală, tinerii aceștia de între 10 și 20 de ani, probabil că peste un an peste un an, de sal peste un an o să găsim jumate din ei sau, tre sau un sfert. Nu o să găsim așa mult, bineînțeles, însă important este că i-a și împreună cu toți ceilalți i-au făcut să apară în sală, ceea ce este un pas Întotdeauna va exista un băiat pe partea cealaltă a universului care va fi un tu numai că mai bun. Va fi băiatul care nu ia pauză de la sala astăzi, nu anulează antrenamentul din cauza că îi nu se simte bine sau din cauză că parcă ar vrea să facă teme. El nu e așa, el nu dă schip la antrenament, ci se antrenează. Se antrenează chiar acum în sală. Și se duce să vorbească cu fata cu care vrei tu să vorbești. Și e același băiat care îți va fura și viitoarea soție. E același băiat care va vorbi cu viitoarea ta soție și poate chiar o va fura. Ți-o va fura, dacă tu nu ești în stare să te ridici. O să mai ai chef să stai degeaba, să stai în pat astăzi, o să mai ai chef să stai să te uiți la filme porno, o să mai ai chef să stai să dai scroll pe TikTok, o să mai ai chef să nu-ți faci temele astăzi sau să nu-ți faci treaba pentru afacerea ta, o să mai ai chef să faci așa ceva când te gândești că e un băiat acolo care le face și care îți va fura viitoarea soție. Este un băiat exact ca tine, cu aceleași ambiții, cu aceleași, însă el alege să avanseze spre ele și avansează cu pași rapizi, pentru că el nu are traume. Este mult mai compact ca tine, mult mai sigur pe el însuși, un scop mult mai bine definit, un corp mult mai puternic, o dietă mult mai bună, care la să l să-l ajute să avanseze spre scopul său, un creier, un corp care e de partea lui și care doar îl îmbunătățește să avanseze în continuare. Între timp tu nu ești în stare nici să te concentrezi la acest video, nu ești în stare nici să-ți faci temele. Stai pur și simplu în pat ca un bătrân de peste 80 de ani. Ești un tânăr plin de testosteron la vârsta la care ar trebui să fii pe front la război și tu nu ești în stare să te din pat, nu ești în stare să te culci 8 ore și jumătate, 9 ore pe zi ca să poți să te trezești plin de energie. Mai este un lucru pe care l-a spus Amza în video, ce mi-a atras atenția foarte tare. A spus că, citise într-o carte asta, că cioaca ta, cioaca ta, este, are o formă, capul în special, capul pulit, are o formă în așa fel încât să scoată sămânța altui, altui bărbat care este care ți-a lăsat însărcinată femeia. Are puterea ca după ce ai băgat-o o să o scoți cu sămânța acelui bărbat. Așa de competitivă e lumea și așa de competitiv suntem noi. Ce mai aștepți? Gândește-te la asta data viitoare când vrei să-ți atingi cioaca acasă să-ți puțin. Gândește-te la asta. asta se întâmplă și în lumea antreprenoriatului. În lumea antreprenoriatului, dacă tu nu ții pasul cu tehnologia și cu toate industriile astea care se mișcă la un nivel uriaș, vei fi zdrobit, vei fi dominat de competiție. Apple-ul nu se bate cu Android-ul, nu se bate cu samsung ei do îi domină, îi domină. Îi domină din cauza că ei nu se gândesc la ei ca pe o competiție ci doar ca pe un minim pe care să-l facă. Dacă eu astăzi nu sunt mai bun ca Samsung, înseamnă că am eșuat. Ei la asta se gândesc. Ei nu se gândesc la cum pot să-l înving eu pe Samsung, cum pot să fac ceva mai bun decât Samsung la un preț mai bun. Nu, ei se gândesc cum să facă ceva special mai bun ca Samsung, nu contează costurile. Și așa Apple devine cel mai bun de pe piață. Chiar dacă acum stagnează din cauza că fac niște legeri destul de prostovane, însă pentru mare parte din timp Apple nu s-a gândit la Samsung ca pe o competiție, ci mai degrabă ca pe un minim de muncă pe care trebuie să-l facă. Dacă erau mai bun ca Samsung, ăsta era minimul. Competiția crește. Competiția crește, este în spatele tău și se apropie cu pași repezi. Băiatul ăla de 13 ani care se duce la sală, el va vorbi cu viitoarea ta soție. Și dacă cumva este mai atractiv ca tine, dacă cumva este, este mai sigur pe el însuși, se va fura. Și, Doamne ce, gânduri îți vin în cap. Și n are cum să nu strezească un spirit de competiție asta. Mai sunt băieții aia care spun că o fac pentru ei înșiși. Nu ai cum să o ții la infinit dacă o faci pentru tine însuți, pentru că pentru tine însuți nu -ți trebuie foarte multe. Ce-ți trebuie? O mie de euro pe lună și ești gata, ai terminat cu tine. Ce-ți trebuie? O vacanță pe an? O mașină rapidă și atât? ai terminat cu tine. De aia trebuie să lucrezi, trebuie să lucrezi să muncești pentru familia ta, pentru viitoarea ta familie, pentru viitorul tău copil, viitoarea ta soție. Pentru ei trebuie să muncești, pentru că altfel vei rămâne blocat la un moment dat. Pentru că pentru tine deja ai făcut suficienți bani, deja ai corpul pe care ți-l dorești, deja ai disciplina pe care o vrei, cărțile citite pe care le vrei, însă nu e suficient pentru că nu asta e viața pe care vrei să o ai de acum, vrei să fii mai bun, vrei să ai o soție bună, vrei să ai o familie bună, vrei să ai un copil pe care să-l crești tu, nu școala. Asta am avut de spus. Sper să continui să folosești asta de-a lungul zilei tale. Ține minte că este un băiat pe partea cealaltă a lumii care face exact ceea ce faci și tu, numai că mai bine. Și tu trebuie să-l domini pe băiatul ăla, trebuie să faci. Minimul este să faci ce face și el. Ho oh, oh, oh. oh. Competiția a crescut așa mult Nu poți să mai stai degeaba, nu poți Dacă îți vine asta în cap n-ai cum să stai degeaba Cum poți să stai degeaba când se întâmplă așa ceva? Când un băiat avansează îți va fura viitoarea soție oh. Competiția abia ce a început Dacă mai vrei să vezi videoclipuri de la un youtuber neconvențional ca și mine Te-aș ruga să dai un subscribe Va fi un câștig pentru amândoi Link în descriere, Discord link în descriere Apel video prin care te ajut extra Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.